Bună dimineața tuturor! O să vorbim în această dimineață despre un proiect de crypto gaming aflat în fază de pre-sale. Este un proiect puțin diferit, are câteva noutăți, câteva aspecte diferite față de proiectele clasice de crypto gaming și o să ne uităm la toate lucrurile care țin de acest proiect. O să ne uităm la roadmap, o să ne uităm la cât au strâns până acum în faza de pre-sale. O să vă arăt un mic tutorial cum să cumpărați în cazul în care vreți să cumpărați și să intrați în pre-sale. O să ne uităm la white paper, o să vorbim puțin despre audit și o să vă spun și de ce, din punctul meu de vedere, cred că merită puțin atenție, cel puțin dacă nu să investiți bani, cel puțin să-i dedicați ceva timp ca să-l studiați și să vedeți despre ce este vorba. Ok, deci jocul respectiv este PlayDoge. Vă arăt aici website-ul, o să vorbim despre câteva aspecte pe măsură ce înaintăm. O să vă arăt cum să studiați, o să vorbesc despre punctele pozitive, punctele negative care mi se par mie negative și la final voi o să luați o decizie, după cum am zis la început, în introducere, dacă vi se pare interesant, măcar să aruncați o privire. Dacă vreți să investiți, o faceți pe riscul vostru. Țin să menționez la început, bineînțeles, că acest video nu este sfat financiar, este doar opinia mea despre un proiect. Nu pot să vă prezic eu ce se va întâmpla, poate să explodeze, prețul poate să o ia în sus, de asemenea poate să stagneze sau vă puteți pierde toți banii. Știți, dacă sunteți în cripto, cunoașteți riscurile, nu trebuie să vă menționez eu prea mult despre aceste riscuri. Așa, acum hai să trecem la proiect în sine. Deci PlayDoge este un joc de tip play to earn, am zis deja asta, bazat pe mobil, care combină, după cum se vede aici, meme-ul emblematic Doge, că este foarte la modă, cu gestionarea animalelor virtuale în stil Tamagotchi. Jocul oferă o platformă distractivă și captivantă pentru ca utilizatorii să aibă grijă de animalul lor digital, în acest caz PlayDoge, dar sunt sigur că ați mai auzit și ați văzut astfel de jocuri, sunt foarte populare printre tineri, printre adolescenți, chiar și printre nostalgici. Deci scopul jocului, aici vorbind acum de PlayDoge, este să-i asiguri bunăstarea animăluțului tău care l-ai în joc, care îl vei primi pe aplicație, am zis, este mobil. Trebuie să-i asiguri bunăstarea, trebuie să-l hrănești, trebuie să te ocupi, să îl distrezi, trebuie să-i dai asistență medicală, trebuie să-l hrănești, trebuie să te asiguri că doarme și toate chestiile de genul, toate chestiile care țin de bunăstarea animăluțului tău. Jocul, după cum se vede, are o grafică pixelată de înaltă definiție care aduce un omagiu dispozitivelor clasice Tamagotchi. Nu știu dacă ați auzit de ele, erau foarte populare, deci jocul aduce un omagiu dispozitivelor Tamagotchi, sporind într-un fel, cred, sentimentul nostalgic în timp ce utilizează tehnologia modernă de joc. În opinia, aici se vede un fel de screen din viitoarea aplicație. În opinia mea, cred că asta îl face diferit de proiectele clasice de crypto gaming. Faptul că nu trebuie să intri în jocuri de împușcături sau rachete sau mai știu eu ce, sunt puși pe unii pe alții. În schimb, jocul apelează, ca să câștigi niște token, cum e în crypto gaming, play to earn, da? Jocul apelează mai degrabă la nostalgia oamenilor, la faptul că trebuie să aibă grijă de un animăluț, să se ocupe de el, să nu-l ignore, că dacă-l ignori, cine știe, poate să plece de la tine către alt owner, deci poate acest lucru creează o dependență, în fine, asta este diferit la joc. Un lucru care nu-l știu, de exemplu, în proiectele clasice de crypto gaming, trebuie să cumperi NFT-uri, de exemplu, dacă vrei arme, dacă vrei să ai o putere mai mare sau ceva de genul, trebuie să cumperi NFT-uri. În cazul de față, nu știu dacă este așa, dar bănuiesc că astea sunt esențiale, probabil le vor introduce pentru că sunt esențiale pentru asigurarea sustenabilității jocului, că altfel nu văd de unde ar da în continuare. Bine, token te răsplătește, că ai grijă de animăluțul tău, te vor răsplăti în continuare cu token, cu tot ce ai nevoie, dar nu-i văd sustenabilitate dacă cineva nu investește și bani, nu poți să scoți bani doar din pre-sale și să dai la nesfârșit bani oamenilor. Deci ăsta este un lucru care ar trebui să-l cercetăm mai profund. N-am găsit de moment informații, dar pe măsură dacă aflu, o să mai revin probabil cu un video ulterior despre acest lucru. Dar așa, acum că am ajuns la white paper, introducerea deja am făcut, o joc play to earn și jocul din trecut Tamagotchi. Ce ar fi interesant de spus este că da, ăsta este un lucru pe care PlayDoge îl face, creează o puncte între jucătorii din trecut,
cei vechi nostalgici și jucătorii din ziua de azi, cei tineri care caută câștigul, care caută ceva inovator precum criptomonedele. Așa, să ne uităm la oportunitatea de piață, e vorba de piața globală a jocurilor video. Aceasta a fost evaluată la 250 de miliarde de dolari aproximativ în anul spre sfârșitul 2023. Există niște predicții că această piață va crește la peste 600 de miliarde în următorii 10 ani. Bună parte din acești bani se vor duce pe blockchain, către jocurile de blockchain, către jocurile play to earn. Nu toate vor rămâne în piață, nu toate vor avea succes, însă, zic eu, uitându-mă acum la PlayDoge, pune accentul pe nostalgia jucătorilor din trecut și pe noutatea adusă de blockchain, de spațiu cripto, pe faptul că poți câștiga bani din asta, poate că, datorită acestor lucruri, PlayDoge va obține o cotă de piață semnificativă. Cu aplicația de jocuri mobilă, este o piață în creștere și cred că va obține o cotă de piață semnificativă, va atrage jucători. Până la urmă contează cât de adictiv este jocul. V-am zis, și partea cu nostalgia contează, dar până la urmă contează cât de adictiv este jocul, cât de mulți vor veni să-l joace și cât de interesați vor fi să rămână fără să se plictisească. Nu este ca un joc clasic de 5-6 nivele, unde ai terminat cele 5-6 sau 10-20 de nivele și pleci și cauți alt joc. Faptul ăsta că trebuie să ai grijă de un animăluț, componenta asta virtuală, că trebuie să ai grijă de un animăluț, plus faptul că vor dezvolta aici PlayDoge Games, vor dezvolta o serie de alte mini-jocuri nostalgice și pline de distracție, grafică 2D pe 8 biți, posibil ca aceste jocuri să creeze dependența necesară și să țină oamenii, să țină jucătorii, investitorii, să-i țină aproape. După cum am zis mai devreme, totul se învârte în jurul adicției pe care o creează acest joc, sentimentul ăsta că dacă nu faci ceva, uite, riști să-ți pierzi, există consecințe pentru animăluțul tău, din cauza neglijenței tale. Dacă un PlayDoge nu este îngrijit corespunzător, poate să fugă într-o casă nouă sau să moară în funcție de nivelul de neglijare. Se așteaptă ca acest aspect să stimuleze un nivel similar de implicare și obsesie. Pe asta se mizează, să atingă obsesia jucătorilor, în sensul că dacă îi faci să rămână, ai asigurat succesul jocului, așa. Acum să trecem la partea cu tokenomics. Există un supply de 9,4 miliarde de token. 50% sunt alocați pentru pre-sale. Ce nu știu eu despre pre-sale și trebuie să aflu este perioada de vesting. Dacă există vesting și pe ce perioadă se întinde, dacă sunt 6 luni sau un an sau ceva de genul, cât se eliberează, cine primește cei mai mulți token, echipa, investitorii și toate astea, rămâne să mai cercetez. De moment n-am găsit nicio informație, ăsta este un semn de întrebare, trebuie să recunosc asta, dar o să mai caut informații și dacă aflu ceva o să postez prin comentarii, prin acest videoclip. Dacă ne uităm la roadmap, probabil suntem în faza 1, acum cu auditul, a apărut contractul de audit, câteva inițiative de marketing, după aia urmează faza 2, se listează tokenul pe un DEX, se termină pre-sale-ul, nu știu exact când, nu avem o dată exactă pentru asta. În faza 3, marketing, un checks, beta gaming, așa, și în faza 4 se lansează aplicația, jocurile, cele de care am vorbit anterior și o listare pe un checks. Deci am terminat cu white paper-ul, hai să vorbim despre pre-sale. V-am zis, nu știu despre vesting, nu am informații despre vesting, nu există informații despre vesting, dar până în momentul de față au strâns aproximativ 5.300.000 de dolari. Eu în acest video vă arăt un tutorial cum să cumpărați. Avem opțiunea fie conectezi cu USDT, cu Ethereum, dar știți că există comisioane mai mari de plătit dacă cumpărăm cu Ethereum, așa că ai aici un buton unde scrie Buy with BNB. Eu deja până acum am cumpărat de test 1100 Doge, ăsta Doge Play. Dau aici pe Wallet Connect, conectăm Wallet, eu apăs pe Wallet Connect aici și acest cod QR îl voi scana cu telefonul mobil cu aplicația din Trust Wallet. O să pun acum pe ecran cum se face. Deci în principal apeși aici sus pe rotița din stânga, se apasă pe rotița
din stânga, pe setări și aici mai jos apeși pe Wallet Connect. Se va deschide Wallet Connect, să ai BNB în cont, da? Am menționat asta, sper că am menționat asta. Add New Connection, o să vă apară pe telefonul mobil. Add New Connection, așa, și odată ce apeși aici, se va deschide aplicația de scanare și cu ea scanezi codul. Confirm conexiunea. Și odată ce ai confirmat conexiunea, o să vezi aici că ți apare cât ai tu în wallet, de cât să cumperi. De exemplu, eu o să cumpăr, uite, de 003 BNB pentru acest video, ca să fac o demonstrație. Așa, apeși aici, o să-ți vină în wallet o confirmare, să confirmi pe telefon. Confirm, va trebui să ai telefonul deschis, să confirmi. Și odată ce ai confirmat, îți arată aici că tranzacția a fost efectuată cu succes și tokenii i-ai deja în wallet. Așa, pentru mine va trebui să mai încarc niște BNB, că atât am avut acum ca să fac demonstrație. O să mai încarc niște BNB. Probabil o să cumpăr de vreo 200 de dolari, atât mi-am propus. Am luat de 20 de dolari până acum ca să fac demonstrația. Cred că maxim o să bag încă 180 de dolari în acest proiect. De ce 200? Păi în primul rând v-am zis de ce. Cred că are oarecare potențial cu nostalgia, cu Tamagotchi, cu faptul că e posibil să adune și jucători nostalgici din trecut, dar și faptul că îmbină noutatea adusă de blockchain cu play to earn, plus posibilitatea de creștere care există în domeniul ăsta al videojocului și știm că din ce în ce mai multe se mută pe blockchain, pentru mine este un motiv suficient de mare încât să investesc 200 de dolari. 300, maxim 500 am băgat în proiecte în fază de pre-sale de-a lungul vieții mele, maxim 500 de dolari. Nici nu vreau să bag mai mult de atâta. Dar na, fiecare are socotelul lui și fiecare știe cât are de investit și știe ce are de făcut. Pentru mine e suficient 200, 300, 400, 500 în unele cazuri. Sunt bani suficienți pentru un proiect în fază de pre-sale, dacă e să performeze bine, având în vedere că am cumpărat token ieftin, o să fac un profit destul de frumușel. Acum, încheiere, ce să vă spun? Luați și studiați proiectul, nu vă încredeți doar în ce zic eu acum, am zis-o la început acest video, nu este sfat financiar, este doar opinia mea personală despre acest proiect. Cred că va performa foarte bine, pare un proiect legitim, cât de cât auditul îi dă această legitimitate. Trebuie să studiem auditul. Dacă aveți ceva preocupări despre audit, scrieți-le, contactați-i pe cei de la Solid Proof și cereți-le informații, dar pare destul de legitim. De asemenea, știm că este și riscant să investești în cripto, ca în orice proiect, nu doar în ăsta care e acum în fază de pre-sale, dar și celelalte proiecte care sunt lansate, însă de-aia am venit aici, ne asumăm un risc, cei care sunt dispuși să o facă, de-aia am intrat în cripto, ne asumăm un risc și procedăm conform bugetului pe care îl avem și criteriilor de selecție pe care le avem fiecare. Eu v-am prezentat proiectul, m-am străduit să vă arăt și părțile pozitive și părțile negative, mai departe ține doar de voi să-l faceți alegerile potrivite, să mai cercetați, mai puneți întrebări, mai uitați-vă pe acolo, pe dincolo, căutați informații pe YouTube, pe Twitter, vedeți pe Telegram ce se mai vorbește și după aceea luați decizia potrivită, decizia care credeți că vi se potrivește, investiți cât considerați necesar că merită acest proiect. Și încă un lucru pe care vreau să-l menționez, nu uitați, toate link-urile le găsiți în descrierea, link-urile necesare ca să mergeți către proiect, le găsiți în descrierea acestui videoclip, de asemenea în secțiunea de comentarii.